libera trecere Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Avem o ediție specială în această seară pentru că avem un invitat special. Este o dorință mai veche a mea de a-l avea invitat într-o emisiune la Presa Liberă Trecere pe domnul profesor Traian Cristea, un împătimit de cuvânt viu. Domnul profesor Traian Cristea și-a făcut timp și pentru noi, deși în ultima perioadă o dat tot participa la o serie de evenimente culturale importante din municipiul Rumnicu Sărat. Îi spunem bună seara, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. <coughs> Domnule profesor, aș vrea să vorbim despre cel mai recent eveniment la care ați participat, despre evenimentul organizat la Școala Gimnazială Vasile Cristoforanu din Rumnicu sărat, după care am foarte multe curiozități legate de dumneavoastră și, telespect și telespectatorii. Mă scuzați, sunt emoțiile așa cum vă spuneam. Da, ieri a fost un moment special pentru că e, am lansat acolo două cărți, e, una pentru copii și un roman pentru adulți. Dar e, vreau să vă spun că de fiecare dată când mă întâlnesc cu școala 5, mă întâlnesc cu e, succesele mele, cu cariera mea de profesor pe care am iubit-o la fel de mult ca și, nu știu, ceea ce. Am făcut după aceea, adică scrisul cărților. Vreau să vă spun că am fost foarte surprins că o echipă de manageri tineri au așa idei îndrăznețe și, cum să vă zic, nu numai atât, ci faptul că sunt foarte bine ancorați în realitate. În centrul activității s-a situat dragostea de carte și de lectură. Fără să fie contestat internetul, fără să se facă vreo aluzie că n-ar fi bun, sau eu știu că acești copii ai secolului 21 sunt împătimiți de internet, a recomandat și a dat o pildă vie. Celor din sală că, începând de la cei mici și până la cei la octogenari, lectura a rămas spântă, într-un fel. Așa cum spunea și Zoe Dumitrescu Ușurenca, devenită mai apoi Maica Benedicta, nimeni nu poate să înlocuiască dascărul și nici lectura cărților. Am înțeles că a fost un eveniment foarte important, o atmosferă extraordinară ieri la școala Vasile Cristoforanu. Este și a rămas școala dumneavoastră de suflet. Da, exact. Emoțiile, cum să vă spun, aproape că m-au copleșit. Dar, oricum, faptul că acolo a fost o confluență a generațiilor copii, invitați și din altă țară, vârstnici, colegi tineri, colegi vârstnici, invitat de la Buzău, un scriitor de asemenea în vârstă, cu o carte <coughs> interesantă. <coughs> Și vreau să vă zic că uh, am plecat mai mult decât entuziasmat că în urma noastră tinerii urmează care a cea dreaptă. Uh, multe idei, multe uh, Inițiative au în, în vedere eh, directorul școlii și adjuncta eh, și toate sunt frumoase, să știți, toate sunt nobile, și ar fi păcat să nu-i ajutăm. Spunea preotul profesor dr. Mihail Mila într-una din cărțile dedicate dumneavoastră împătimitul de cuvânt ca a scrie despre personalitatea didactico-culturală a domnului Trean Cristea este un subiect anevoios care necesită un efort uriaș pentru a atinge toate laturile. Of, ce vreau să vă spun este că vedeți dumneavoastră și critica dură ca și lauda pe mine mă marchează într-un mod aparte. De ce? Pentru că eh, critica dură și nedreaptă mă dezarmează, iar eh, lauda eh, peste măsură eh, mă obligă, mă obligă și eu știu, voi mai putea, mai putea să duc mai departe ceea ce eh, am început, pentru că și proiectele sunt multe, și nemulțumirile cu ce am făcut până acum, poate puteam să fac mai mult sau puteam să fac mai bine. Eu zic că preasfințitul preot Milea Mihail și fericitul scriitor Sava Bogasiu a reușit să mă cunoască într-un timp foarte scurt și acum sunt așa de îndatorat față de aceste cuvinte, nici nu vă imaginați, este o datorie pe care nu știu dacă voi mai putea să o plătesc în această viață. Dar mă voi strădui. Sper. De tânăr, spune preotul în această carte, că ați avut o sfântă înclinație didactică de a trudi cu competențe la formarea tinerelor generații. Vă spuneam că și eu vă cunosc de când eram elev a fostei școlii numărul 5, așa cum mi se spunea atunci, actuala școală gimnazială Vasile Cristoforeanu. Da. Și pentru toți era o emoție să-l întâlnim pe domnul profesor Traian Criste. Da, vreau să vă spun că e, profesorul din mine cu scritorul din mine s-au cam certat și s-au incomodat e, reciproc pentru că profesorul avea exigența lui e, nu dădea chiar atâta libertate scrisului e, scritorul e, trebuia să facă Tur prin tenebre, prin tot felul, să caute și să dea frâu liber limbi. Norocul meu a fost că am onorat și cariera didactică din cărțile mele, cele peste 50 de cărți editate. Bună parte sunt didactice, de uz didactic. Eu n-am -am adus aici nicio carte didactică. Nu vreau să plictisesc telespectatorii, dar pornind de la folosirea, deci utilizarea virgulei și până la figurile de stil, am reușit să, eu știu, să le torn copiilor pe plac modalități de a le însuși și folosi corect în limba română, pentru că este o mare greșeală și o impietate enormă să-ți să chimonosești vorbirea, să-ți pur și simplu, scrisul limbii române. Aș vrea să vă mai spun că sunt pe internet multe libertăți pe care, eu știu, poate fi anchilozat, conservator, niște idei așa, dar nu pot să accept limba română fără diacritice, ori pe internet nu se mai practică. Nu pot să accept limba română fără virgulă. Ei, vă dați seama că uh, mă ustură nasul și uh, nașul meu este uh, colonel, să spunem, da? Ei Poți să spui că, deci, nașul meu e colonel și dacă n-ai pus diacriticul, atunci nasul meu e colonel, e de tot râsul. Credeți-mă, este de tot râsul și multe alte exemple. Domnul profesor Traian Crista este râmnician. jet budget. Jet, jet Ați urmat Institutul Pedagogic Facultatea de Limba Română la Bacău, da? după care ați urmat studii și în capitală. Era Institut Pedagogic de trei ani și eu m-am dus acolo după o decepție. Am fost la București, eu să dau la e, filozofie, am dat chiar la filozofie și la filozofie, e, dacă iau scrisul sunt cineva. E, și am luat scrisul și m-am dus cu colegii la bere și ne-am mai acordat, atenție, noaptea aceea ultimei revizii și la ora mi-a picat o problemă care nu se făcea nici eu, dar se cerea așa și, bineînțeles, că accentul s-a pus în liceu la noi nu pe filozofie, ci pe economie politică. social științific, așa. Și mi-a picat -o, o trăznaie și am venit mare și de vreme în râmnic, nu vreau să oprească trenul, căzut la admiterea la universitate. Și atunci am pus mâna pe carte și zic nu mă mai duc la București, mă duc la Institutul Pedagogic de la Bacău și acolo, pentru că m-am pregătit foarte bine, am luat al doilea pe listă. M-am și închinat, zic uite minunea învățăturii, știți ce înseamnă. Și până la urmă ați vrut să veniți în orașul natal. Nu ați rămas nici la Bacău, nici în capitală, nici un alt stați în alt oraș din această la țară. Capitală, nu... Deci am plecat pentru că am avut un profesor, Dumnezeu să-l ierte, Valerica Ciubotaro, moldovean cu suflet mare. Ca un profesor extraordinar. Mi-a trebuie să mergi la București la universitate, eu la universitate, tu ai mulțumit să termin institutul și gata. Nu, ai să mergi acolo, ai să mergi. Și m-a convins de m-am dus, dar, dar nu ca să să continui studiile la universitate. Acolo exigențe enorme, n-au echivalat examene, am luat-o de la zero, iarăși, și am făcut. Uh, și universitatea, convingerea a fost următoarea, că aveam dublă specialitate, limbă română și franceză. Și asta m-a decis definitiv. Și așa am terminat eu studiile superioare. Și când s-a născut pasiunea pentru scris, în timpul facultății, din copilărie? Nu, nu, nu. Nu? Hai Haideți să vă spun că nu știu, s-a deschis de când am scris într-un roman treaba asta, iubire fără sfârșit, de când mama citea pe uh, cărțile de rugăciune. Și zic, de ce cine mama pe noptieră așa cărți? Și am, să mă ierte Dumnezeu, am început să le fur de acolo. Și am citit pe furate. Uh, Mi-au plăcut, după aceea am dat peste poeziile clasicilor Eminescu, Coșbuc, a, așa, și de atunci, cam după la vreo 12 ani ori am început să îndrăgesc cititul și pe urmă să scriu și eu, să mă zgălesc niște hârtii. Primele mele versuri care, așa, pe care le țin minte și acum, eu m-am născut numai cu ele și de atunci, fără răgaz, am, călin, am colindat cărări rebele și doar cu ele am rămas. Era vorba de gânduri, de dorințe, de așteptări. În sfârșit, după aceea, iarăși m-am chinuit. Cum să vă spun, scrisul este o nerednicire provocatoare, fascinantă și nu numai fascinantă, dar și chinuitoare. Așa, ori te ții de scris și de citit să știți că scrisul fără lectură nu se poate, sau fără experiență durabilă a vieții. Au scris scritorii naivi lucruri extraordinare. Și literatura populară are creații, cum se spune, unice în lume, cum ar fi Miorița, Meșterul Manole și altele. Este vorba de geniu creator popular. Însă, nu văd un scriitor cum să vă spun, cult cu școală, să fi reușit în viață fără să aibă o lectură bogată. Eminescu nu a venit cu diploma de doctor în științe filologice sau, eu știu, politice în țară, dar a ascultat atâtea cursuri universitare și atâtea notițe și a făcut încât cât. Nu știu, și acum mai sunt de descoperit multe lucruri de la Unicul Eminescu. Deci vreau să vă spun că lectura este absolut hrană spirituală. Nu se poate forma un copil, un om, un om adevărat fără să citească și să știe ce citește, da. Exact aceste lucruri le-au fost uh, explicate și ieri la acel eveniment elevilor școlii Vasile Cristoforeanu. Da, văd că sunteți la curent cu Princerile acestea. Da, 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 da. Așa este. Le-am spus că profesorii care sunt drepți par duri și am avut de învățat. îl pomenesc aici pe profesorul Florea Costache, care, în sfârșit, a fost pentru mine, cum să vă spun, manăcerească. La început am fost elev și m-a jos și mă repezea de nu mă vedeam, că am spus odată. Obișnuința este a doua natură. Ce ți-a spus tâmpenia asta? Ce obișnuință e? Tot învățoare și dezvăț. Uite, pasta s-o M-am dus cu versuri la Dumnezeu. Pleacă cu prostile astea de aici. Și așa m-a făcut ambițios încât a scris ce a scris și nu, dar înapoi, tot înainte, tot înainte, ați mers tot înainte. Da, 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 am, am, avut uh, propulsarea deci, necesară. Nici, nu, no, n-am fost mângâiat. Când mi-a apărut primul volum, am făcut imprudența că nu m-am dus la criticul uh, din Buzău, nu-i spun numele, se îl dăruiesc cu plecăciune, cu nu știu ce. Nu am făcut treabă. Și m-a desfințat, pur și simplu. Uh, am scris în continuare. Știți, dumneavoastră, că de la, din, de la primul volum până la e, următorul au trecut două decenii, 20 de ani, când eu n-am mai publicat niciun rând. Din acest motiv, din această cauză? Nu, nu, nu. N-am vrut, pentru că aveam o mașină de scris și trebuia să mă duc tot timpul cu mașina la nu știu ce și eu am avut literatură desertar. Deci mă băgam acolo și mă era așa de frică, nu de mine, zic, dacă cumva pățesc ceva, dar las familia, aveam doi copii. Ce se întâmplă în urmă, și atunci a trebuit să nu mai public și să nu atragă atenția asupra noastră, familiei noastre. Am încercat să urmăresc CV-ul dumneavoastră, am văzut așa parcursul și am rămas uimită de numărul mare, foarte mare de volume publicate. Peste 50? Da. Peste 50 de volume. Iar cu tot cu reviste școlare și cărți pentru copii, în sfârșit, nu au fost tipărite, că nu au fost posibilități materiale. M-au ajutat părinții, cred că se duc aproape, deci, publicații de la în jur de 70, deci nu 70, dar aproape, aproximativ 70 de așa. Lucruri pe care eu le păstrez, să știți. mi duc aminte de sărbători odată, am scris teruțe și îngeri cu copiii, am publicat și eu acolo, am publicat alături de copii, nu mi-a fost uh, jenă. Și așa s-au bucurat, acum unii sunt doctori, sunt colonii, sunt și Au venit, a venit cineva și mi-a dat, mai știți cartea asta? Zic, da, mi-aduc aminte. Dar acum vă spun niște versuri, să-mi spuneți de unde este, de unde ne-am luat eu. <coughs> și i-am spus, zic, nu, nu știu, ia spune-le și n-am știut să-i spun, era vorba de dimineața rostirii. Tot o culegere de versuri, de proze de pe, scrise de copii și unde am publicat și eu. Da. Există anumite cărți, anumite volume pe care nu le-ați dus la capăt din diverse motive. Urât mi-a fost să încep o treabă și să nu termin. Și de asta vă spun acum, am trei proiecte și mi-e teamă că nu le putem onora. Dar ce mi-am pus în gând, am făcut. Nu mi-aduc aminte să... Uh, cu toate greutățile, cu tot, în sfârșit am avut o carte când un coleg de-al meu a spus nu citiți această carte, că e o părcărie. Uh, și a venit Costel Periețianu, un coleg foarte bun și prieten de-al meu, uh, profesor la liceu agricol era de limba rusă și a spus Traiane, dă-le încoace cărțile alea care spun că este o porcărie și uh, mi-a dat cărți ca să pot, atâtea, ca să, pot să plătesc datoria ce cheltuisem cu editarea acestei cărți. Și vedeți, nu m-am lăsat, am mers înainte. N-a fost problemă. Și din toate aceste zeci de volume publicate, care este cartea de suflet a domnului profesor? Era, cum să spun, întrebarea pe care nu așteptam. <laughs> și să vă spun și de ce. Pentru că dacă ați avea 5-10 copii și ați spune care vă este cel mai drag copil. Cărțile sunt copiii dumneavoastră, exact, da? Exact, da. Fiecare carte, și acum aștept o carte care mă necăjește, pentru că editorul a plecat în străinătate și a lăsat-o cam așa. Și trebuie să lupt ca să apară până în Crăciun. Dar atunci să reformulez. Să o carte pentru că... care ați luptat foarte mult? O carte, da. O carte care, cum să spuneți, este o carte de inimă, și are o mică povestioară a ei, este Iubire fără sfârșit, pe care am ezitat să o scriu și până la urmă preotul Gheorghe Bivolaru mi-a spus Domn profesor, dați-ți drumul. Era vorba de viața mea toată, de, de la de mic copil până când am ieșit ce am ieșit. Și mi-era jenă să scriu despre mine ca și când aș umbla gol în, prin târg. Să te dezbraci așa și, și nici să nu minți, să spui adevărul, că nu este frumos să fabulezi. Și mai ales am scris-o pentru, sau în memoria mamei mele, care a fost uh, foarte chinuită. Deci fără tată eu am crescut și mama m-a crescut cum a putut. Și s-a făcut în așa fel, ca să vedeți puterea destinului, hazardului, nu știu cum vreți să-i spuneți, întâmplării. A apărut această carte exact de Sfânta Ecaterina, ziua mamei mele, când, și în anul 2012, când ea împlinea 100 de ani. Ei vă dați seama că am rămas și eu surprins. N-am știut, după aceea mi-am dat seama, zic, uite întâmplarea, ce s-o fi... Și asta mi-este cartea. Pe coperte, n-am adus-o, că era... are aproape 400 de pagini. Pe coperte este echipul mamei și sigur că o am la cap și când mi-e dor de mama, o răzhoiesc. Să vă întreb de cea mai recentă sau cele mai recente cărți sunt cele lansate, prezentate da. ieri la eveniment. Păi să vă spun... Așa, doar câteva. O cărțulie care uh, are și ea mica e istorioară și anume: uh, Am citit la telefon domnului profesor Costache într-o seară uh, versul și zic, domnul profesor nu știu ce mi-a venit, vă citesc niște țărănii, niște așa. Și am citit uh, de factură populară. Uh, și a făcut, mm, știți, la mine la telefon, și atunci zic, bine, dacă nu vă plac, nici, a, primesc telefon peste vreo șase zile, așa cam, a, după o săptămână, și zice, domnule, ea mai citește din versurile alea din noaptea aceea, că tot timpul vorbeam la ora 22. Haideți, domnul, dacă nu v-a plăcut, acum ce să, de unde să scot? Zice, te rog frumos să cauți, uite, te sun mai târziu să... Și ea mai citit. Și pe urmă a spus așa, zice... Domnule, eu nu vreau să mor până nu tipărești cartea asta. Să văd cartea asta tipărită. m a dat peste cap în sfârșit și a apărut cartea și am pus aici și ultimele cuvinte, era foarte exigent, din până noi muri. Eu am, am, schimbat ceva din text și eu n-am spus așa. Au zis, la 89 de ani aproape, dumnealui știa să te pună la punct. Și am spus, Prezenta carte cuprinde versuri care au izvorât din autentice trăiri sufletești, fiind miruite cu evident har poetic. Nu vreau să plec, l-a spus, nu vreau să mor din această lume până când nu voi ști că volumul a văzut lumina tiparului. Ianuarie 2012 și în aprilie, da, s-a stins din viață. Da, a reușit să îl vadă, să mă felicite și a plăcut tare mult. A fost unul dintre ele. Pe urmă a urmat doamna de miresme, spiritul din umbră, versuri la care țin foarte mult din lumini din adâncuri, așa, mai recent, în 2013, a apărut un roman se numește Lacrimă și Floare. Ieri l-am lansat la școală și este istoria unui e, savant care e, a fost e, atât de mult șmecherit și, cum să vă zic, excrocat, pentru că el era și inventator, nu avea timp să țină cont de bani, de mașini, de nu știu ce, și e, în urma unui accident pe care l-a avut soția și fiul. E, are o cădere psihică și atunci hienele, așa s-a zis, rudele, îl declară irresponsabil, ia tot și ajunge să caute în gunoi. Și de aici se derulează tot filmul cărții. Așa. Și ce să vă mai spun? Există o tematică pe care o abordați în mod special? Da, cineva mi-a spus că scriu numai, cum să spun, despre durerile lumii. Nu pot să scriu vesel, pentru că în viața noastră puține sunt plăcerile și multe durerile, cum spunea și Eminescu. Și, urmă, sunt lucruri care trebuie spuse. De exemplu, Cine-și soartă, cartea aceasta, care este cea mai recentă, este o carte care pledează pentru încredere în tine, împotriva descurajării, decepției, oricât ai fi de chinuit, există totuși. Trebuie neapărat să ai o speranță că va fi bine. Chiar, chiar în cele mai negre situații. Și această carte la care țin într-un mod aparte pune o problemă care s-a pus și se pune și se va mai pune. Există soartă sau nu există? Destin, soartă, există? Sau, că spune lumea, m-a pedepsit Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu este tot bun, nu are cum să pedepsească. Atunci sunt o suită de legi care dictează, eu știu, sau poate noi suntem vinovați de tot. Dar, eu știu, sunt în niște lucruri. Un coleg cu o conduită exemplară moare într-o noapte la șosea. Iarăși, cineva care conduce a condus peste tot în lume mașina, în șosele europene, poate și în America, și moare aici, la intrarea râmnic. Definitiv, cum să vă spun, asta și soția și dumnealui, și cine mai era în mașină acolo. cine a făcut aceste lucruri? De ce? Cum? Ne punem, spunea doctorul Homescu, Dumnezeu să liete că trăim într-o lume de deceuri. Ne întrebăm de ce, Doamne? Și eu spun așa, decât să ne întrebăm de ce, Doamne, să privim înainte, să fim optimiști, să avem o gândire pozitivă și să facem cât putem, cât ne mișcăm. Bine, cât mai putem, cât se poate, cât nu, nu. Domnule profesor, considerați că este important pentru un scriitor să ia atitudine publică față de anumite evenimente sociale? neapărat. Însă acolo unde el nu poate să facă nimic, revolta este depomană. Dacă el va fi auzit și dacă el are, cum să vă spun, trecere în fața auditoriului, acel public, să recepteze atitudinea lui, să o facă. Dacă el nu este ascultat, atunci tași din gură și fă tu ce poți decât să vorbești tot timpul și să spui că trebuie să facem. Tu ce-ai făcut? Deci nu e acum să facem așa, să trecem. Vorbim mai mult decât facem. decât N-aș vrea să intru în subiectul acesta pentru că nu e chiar agreabil. Literatura este agreabilă, să știți. Da, viața de afară ne spune că prea mult comentăm, condamnăm, discutăm și când te uiți în... Eu mai ascult așa, când ies prin oraș, mă duc la pâine, mă duc în piață, mă duc peste tot. Așa, și auzi fel de fel de lucruri. Și plec și întreb, oare cine sunt oamenii aceia? Ce pot să schimbe ei în țara asta? Și tinerii. Tinerii trebuie să le dai frâu liber dacă spun lucruri corecte. Atunci, vreau să vă adresez o altă întrebare. Care este rostul cărților? Le citim de plăcere, le citim în această pasiune pentru lectură sau le citim pentru a schimba ceva, pentru a schimba ceva cu viața noastră, pentru a schimba ceva în societate? Da, vreau să vă spun că de curând am avut o convorbire înregistrată cu un absolvent de liceu. Și acum student la farmacie, în Iași. Petru să cheamă. Și am discutat și problema aceasta. Cum se recetează cartea? De plăcere sau de nevoie? Sau impus de către cineva? Stimată doamnă, problema este complexă și adevărul este că trăim o criză a lecturii. Neapărat, cum să vă spun. Nu știu ce s-a întâmplat, ne uităm mai mult la televizor, avem alte preocupări și fugim de litera scrisă. Citim și presa, dar citim numai și este de scandal, vedeți noastră, și nu este bine. Ar trebui făcut mai mult din familie, pornind, să știți. Cultivată dragostea pentru lectură, dragostea pentru carte dragostea pentru normalitate, într-un cuvânt, pentru credință, într-un cuvânt. Nu mă duc la biserică pentru că așa vrea mama. Dacă eu simt că trebuie să mă duc, să mă duc, dar până să ajung să simt, trebuie să mă ducă mama. Dacă eu, copil, nu văd la mama și la tata nicio carte sau nu discut, eu știu, dintr-o povestire, cât de scurt ar fi, nu discut subiectul cu cineva Păi sigur că moare dorința de a citi, de a lectura. Așa cum spuneați dumneavoastră, de la televizor, din ziare, din presă, internetul sunt importante, ne informăm, Așa aflăm informații de Neapărat. moment, evenimente ce au loc în societate, în viața noastră de zi cu zi. Dar nu este suficient. Literatura este pentru a comunica, a comunica despre omul care scrie da. și despre oamenii care se regăsesc în acele cărți. Eu vreau să vă spun că în întâmpinarea acestei idei pe care ați lansat-o dumneavoastră și se subînțelege din ce ați spus, cu niște tineri inimoși am pornit un proiect care vizează tocmai această problemă și anume se numește povestea care mă răsfață, povestea care mă învață. Am ajuns la a patra sau a cincea carte. Bine că am inclus aici și cărțile anterioare, a, așa, și aș numi de la școala 6 și școala numărul 1 cadre deosebite. Vreau să spun doar atâta că am lucrat așa de frumos cu doamna învățătoare profesoară acum, Nechiforgina. Și cu doamna Viorica, învățătoare doamna Viorica Manolache. Și cu ajutorul dumnealor, pentru că este foarte greu, am scos niște cărți care cultivă și dragostea pentru lectură, cultivă și bunul simț, cultivă și lărgirea orizontului de informații, cuprinde și credința în Dumnezeu. Și uh, divertismentul, cum să vă spun, de exemplu, uh, mulți uh, știu, Ceapă. Sau știu Roșia. Dar știu-i despre ceapă că a apărut acum 5 milioane de ani, nu 5 mii de ani, și, scuzați, și era folosită ca monedă de schimb. Iată o curiozitate. Dacă copilul o receptează ca lumea, pentru că și noi, cei mari, spune, nu mănânc ceapă pentru că miroase -mi gura, nu mănânc usturoi, nu mănânc mama uh, păstârnac. Eu nu știam până să scriu cartea Grădina uh, Certăreților că păstârnacul este un panaceu, are de toate. Deci și multe alte legume care sunt sănătate curată din marea și, eu știu, nobila uh, farmacie a naturii. Și cum reușim, cum îi motivăm, cum încurajăm tinerii, elevii să citească? Pornind de la noi, dacă mie nu-mi place, de exemplu, aveam uh, copii la școală care mă rugau, eu știu, poate erau și puțini jmecherași, uh, înainte de a începe lecția, să le citesc din Planeta Zâmbetelor, o carte pe care am scris-o eu cu bună și, uh, cum să spun eu, am scris acolo și niște lucruri canine, deci din uh, Cugetările lui Azorel, cam așa se numea. Și vă rog frumos, domnul profesor, citiți-ne și porm începe mora. Și le citeam și, în sfârșit, câștigam copilul de partea mea. Și uh, dați-mi și mie, împrumutați-mi și mie cartea. Și da, uite, găsiți la bibliotecă Isprăvile lui Păcala. Găsiți la bibliotecă uh, Ion Creangă, găsiți la bibliotecă, eu știu, copilăria uh, lui Sadoveanu și așa mai departe. Deci, de la noi pornind, noi avem un mare rol, să știți, dacă noi uh, ignorăm cartea, eu am văzut, și uh, nu ieri, al alta ieri, dar, în general, uh, lumea nu se poate spune că uh, un om nu poate să rupă, eu știu, un 5 lei să dea pe o carte. Nu se poate spune așa. Sau, eu știu, literatura pentru copii. Foarte, e adevărat că... Uh, aceste cărți pentru copii sunt scumpe, dar sunt extrem de folositoare. Apoi, vreau să vă spun, când era nepoata mică, spunea, pasta o știu, pasta o știu. Zic, păi bine, atunci hai să facem noi una nouă. Și așa am învățat-o să citească și i-a prins foarte bine. Prima povestire cu nepoata am scos-o, se numește Pățanele lui Ghemotoc. Și ajunsesem, așa, celebru, pe stradă, copiii care veneau de la școală, uite-l, pe tata lui Chemotoc, așa spusese învățătoarea, probabil. Da? Și cea mai mare satisfacție am avut-o atunci. Deci, așa, pornind de la noi facem, nu cu deasila, nu se face nimic. Nimic nu se impune, într-adevăr. domnule profesor, vă este dor de viața de la catedră? O, oh, ce întrebare <laughs> incomodă. Cum să nu fie dor? Vreau să vă spun că școala, de când m-am pensionat și până acum, trăiește și în visele mele și în tot ce fac. Ies foarte puțin la plimbare și îmi pare rău că e așa, nu e sănătos deloc. Ies foarte puțin la festivități, numai mai e așa, pentru că dacă tot ne ținem de festivități și de nu știu ce, cât mai scriem, cât mai citim, cât ne mai informăm, și școala există, elevii există. Anul acesta am împlinit șapte decenii de existență pământească și tare am fost bucuros. N-am avut musafiri, dar am avut multe, enorm de multe telefoane de la foștii elevi. Ei vă spun drept că nu-mi pare rău. Că am fost, cu toate că viața de dască este grea, e plină de privațiuni. Este, nu, este cine vrea să-și facă datoria trebuie să sufere. Și să, când ai intrat, chiar dacă te doare ceva când ai intrat pe poarta școlii și când ai pășit în clasă, trebuie să zâmbești. Lași afară totul și te dăruiești copilului. Și atunci ei vin către tine. Asta e. V-ați dăruit copiilor câteva decenii. Ați constatat... patru și ceva. Patru și ceva. Da, patru jumate. E, aproape 50 de ani de da. muncă la catedră. Și ați constatat diferențe mari între generații? Vă referiți? Între ultima generație pe care de ați avut-o. Da, 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 nu, generații, de nu generațiile că eu am de de elevi. Pe îndrumat și pe foști elevi, au fost colegi, nu, actuale cadre, tinere cadre, Nu, care... da, fac referire la generațiile de, de elevi. Da, uh, au împrumutat ritmul ricul vremii. Să știți dumneavoastră, noi trăim repede și copiii se maturizează, adică avem copii precoce. Și culmea, culmea dacă am întâlnit așa o chestiune care m-a durut, atenți numai la senzațional, la brutalități, la vulgarități. Am spus unui copil care era foarte sărăcuț și îi plăcea mai mult să hoinărească decât, vină la mine să-ți dau ceva. Era un, un copil pe care îl, îl știam de la școala ajutătoare unde am fost director și m-am întâlnit cu el și i-am absoluit că îmi ceva și eu aveam în, în sacoșă ceva. Când am scos uh, cartea, zic, uite, o carte pentru copii. O. Carte, îmi dați? Păi ce să-ți dau altceva? Că eu nu am altceva. Altădată, știți ce? Am pus aici niște bănuți la fiecare filă și am spus, uite, dacă citești această carte, ai să fii un om bogat. Și s a uitat. Mai dați-mi. A găsit bani și gata. Eu nu știu unde a ajuns cartea aceea, dar vreau să vă spun că trebuie să facem mai mult pentru cultivarea dragostei față de carte, față de lectură, față de, de informațiile corecte. Ați spus că prima carte nu a fost primită tocmai așa cum v-ați fi dorit de critica literară. Da. Valdea Nisip se numește și vreau să vă spun că am avut așa o dezamăgire, dar n-a durat uh, mult timp, pentru că la un cer pedagogic, de exemplu, când am uh, uh, trecut la discuții, cineva a uh, recitat din primul volum și am spus Ce veniți cu versurile acum? Dar îi ascultați! Haide, spuneți!" Și a recitat de acolo. Zic, frumos! Da, și eu am zis că e frumos de vremea. Era un profesor care lucra la, în mediul rural. Și am trecut mai departe. După ce s-a terminat, știți că sunt luate din cartea dumneavoastră Valdenisip. Da, și sunt și căderi, să știți. Adică am întâlnit cartea undeva pe o bancă. Nu știu cine a fi pierdut o fi pierdut-o sau aruncat-o sau nu știu ce. Deci nu se poate pune problema. Că o carte este fenomenală sau... Nu, nu, nu. E vorba și de gust, de orizontul de așteptare, de nivelul de cultură, și așa mai departe. Da. Și, dar nu trebuie niciodată cei care iubesc cartea... Vedeți, astăzi se poate, cum spunea regretatul meu profesor Ion Rotaru, profesor universitar, spunea așa că se poartă autor lăcu. Hai, da, am făcut avere, am făcut de toate. Hai să fac și o carte. Și uite, așa ne trezim cu o invazie de, de subliteratură, eu știu. Hai să nu jignim pe nimeni, dar. E bine, așa. dar cum se vede lumea cărților din perspectiva scriitorului? Și care este condiția scriitorului în România? Ei, întrebarea asta mi-a pus-o cineva în America, o reporteriță, când am lansat. Uh, volumul la porțile cerului. Uh, și am spus așa că dacă vă referiți la uh, condiția autorului, autorul autentic nu poate trăi din uh, scris. Dar tot autorul uh, autentic nu poate trăi fără să scrie. Vedeți, uh, cu mâna pe suflet, vă spun că sunt așa de, de supărat când aflu că poeți buni au trecut și au făcut avere și n-au mai scris poeți valoroși, cu cărți bune care rămân, dar din momentul în care a făcut o avere așa și se desfată, nu mai nu știu dacă a, a fost poet într-adevăr sau a fost om de afaceri după când s-a născut, nu mai știu să spun, dar îmi pare rău. Dacă iubești cartea, Iubești creația, nu poți trăi fără ea, ar deveni ca un, ca un drog, scrii pentru că trebuie să comunici, nu scrii pentru fast, pentru, eu știu, glorie, pentru uh, premii, scrii pentru că trebuie să comunici, că e bun, că nu e bun, că nu știu ce, oricum nu trebuie să îmbolnăvim lumea cu opere toxice, așa. Iar operele bune și în sfârșit vedeți și criticii de astăzi. Posteritatea este cel mai bun critic. Chiar și Maiorescu a greșit când a lăudat anumite persoane despre care astăzi nu se mai știe nimic. Marele critic Maiorescu, așa care l-a propulsat, l-a lansat pe Mihai Eminescu, a făcut imprudența să bage și niște nulități, hai să le spunem, nu mai știe nimeni nimic despre ei. Iar Prust, așa, s-a dus cu a la recherche de temps perdu la vreo cinci, șase edituri și n-au vrut să-i publice rom romanul pe care l-am citat. Așa, și după ce, în sfârșit, a trecut timpul, a devenit întemeitorul romanului psihologic și deci, marele Temeitor de școală, cum s-ar spune. Iată, vedeți cum, cum stau lucrurile cu creația, cum se vede de afară și perspectiva și alții. Și vedeți acum, așa cum se pune problema lui Eminescu, a murit sărac, bogat, eu spun că a murit bogat și a, a trăit nu știu câte vieți. De fapt, și asta e viața lui, pentru că nu poate fi uita, deși este denigrat de către unii. Așa. Vrea să dărâme statuia asta, să le fie de bine. Ea nu, nu se va dărâma. Acum în, am, am o carte în lucru care se referă la uh, scritorii de aici de la Râmnic. Eu nu spun că nu critic. Zic note de lectură. Ce mi-a plăcut? Și eu spun, laud pe toți cei care au reușit să facă din credință și din dorință, din dragoste de carte, o carte. Că o fi bună, că nu o fi bună, are cine să ne judece. Critică literară? Nu e critică, nu, nu. Eu zic note de lectură, nu. Nu am pretenția asta. Eu spun ce am adunat de acolo ce este frumos. Nu pot să spui, a, asta e o porcărie, nu. Cartea care apare din convingere, nu cea care este destinată noi negoțului, este, nu așa trebuie cinstită. Și am scris înainte de a scrie aceste note de lectură despre scriitorii noștri și o să vedeți dumneavoastră că o să vă uimiți. Cum, domnule Râmnicu, are atâția? Da, dar nu știam. Uite, o să vedeți dumneavoastră. Am început cu Eminescu. Și acolo este o pledoarie pentru bunul simț omenesc al omului de pretutindeni. Eu am scris și scriu în fiecare an despre Eminescu, deși nu știu dacă mai sunt cuvinte de spus, dar permanent vor fi de spus ceva, vor fi cuvinte de spus. Cine nu citește, cine nu, nu așterne ceva, e ușor să critici, dar tu ai scris ceva. Luați-l pe George Cărinescu și o să vedeți dumneavoastră un, un om cât de cât complet. Chiar dacă nu s-a remarcat în, în, cum să vă spun, în presă, a fost un comentator. Critica literară, deci, este critic de referință. Și pe el vrem să-l dăm jos. Ce vreau să vă întreb eu? Nu vreau să mă opresc, că vreau să mai discutăm puțin despre noul proiect literar, note de lectură. Oh. Lucrați, lucrați de mult? Da, și foarte, foarte greu, pentru că acolo, dacă ai scăpat un cuvânt ne, nepotrivit, nu-i de creație. Este așa, să ai tandărul de cărți pe masă și de-o parte și de alta, eu le știu, dar nu pot vorbi din amintire, că nu e o carte, cum să spun, cu preponderență sentimentală. E o carte care, probabil, va fi luată peste 20-50 de ani de cineva în mână și se va uita. Doamne, ce a scris uh, uh, Xulescu, să nu-i spun numele... Iar, oh, asta este dar ce a trăit când a trăit unde a trăit. Eu nu pot să fac nici biografie, nici să dau note bibliografice, dar au, că au existat, adică cineva să știe că s-a scris o carte în râmnic de către cineva. Și că îl cheamă. În, în ultima perioadă am tot asistat la o serie de evenimente culturale care s-au organizat la Râmnicul sărat și foarte mulți. Autori, scriitori, nu știu. Dumneavoastră, cred că ați putea să-i numiți mai bine decât mine. Vreau să vă spun că de câțiva ani încoace, tânăra echipă de la primărie, directoarea Casei de Cultură, de Centrului Cultural, m-au încântat pentru viziunea pe care o au asupra cărții. Uh, nu și pe mine m-au uh, ajutat, dar vreau să vă spun că începând de la elevi și până la oameni simpli, autodidacți, a dat posibilitatea și să grăiască în pagina scrisă. Pentru asta, totală admirație. Iar cei care au scris și cei care vor scrie pe viitor să gândească așa. Această uh, chiar și editorul și cel care credințează editurii tipografie carte. Această carte va fi văzută și de cei care vin după noi. Mai, să fie mai puține greșeli de exprimare, să fie mai puține uh, inadvertențe de conținut, uh, în așa fel încât să facem cinste, să spunem, da, domnule, avem, am avut și noi niște strămoși cât de cât buni. Nu... Valoroși, nu se să poate. Nu, eu nu, spun, nu sunt un valoros. Dar, oricum, un, un om care a o pe pagina scrisă, să știți. Și vreți să ne mai dezvăluiți un alt proiect de viitor, pentru că tot suntem noi la finalul emisiunii? Păi, ce, vă, ce să vă spun? Uh, scurt de tot. Nimic fără Dumnezeu. de eu și dacă suntem sănătoși, cei care scriem, să avem o deviză pe care mie îmi place să o, să o spun mai des. Să nu facem umbră cuvântului degeaba, să nu ne jucăm cu cuvintele, să le nobilăm, să ne ridicăm la nivelul prestanței de scriitor. Lumea are pretenții la noi. Da. Cam atât. Și dacă suntem sănătoși, să nu treacă timpul, cum să vă spun eu, a trecut toții, ce am făcut astăzi? Ce las în urmă? În sfârșit, gospodărie, aver, nu știu ce. Vedeți câtă dreptate a avut Tudor Arghezi când a spus cuvântul ăla, nu-ți voi lăsa, nu mai zic, că nu vreau să fiu citat, Omar, de bunuri după moarte. Așa dar așa este cine pune mâna și scrie. Carangiale spunea îi zice, eu am în spate pe cineva care mă privește când scriu și a fost întrebat, cine? Posteritatea, cei care vin după mine. Și tot el spunea, Doamne, la ceafă mă doare prostia. Domnule profesor, vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm într-o altă ediție, poate cu un fost elev, fost coleg de-al dumneavoastră, de la școala Vasile Cristoforan. Da. De ce nu? Cu multă plăcere, pentru că acum, în ultima, ultimei reîntâlniri cu școala, am descoperit tineri extraordinari. Adică nu mă așteptam, nu mă așteptam așa să aibă niște gânduri frumoase. De exemplu, mi s-a spus că lunar se va face o pledoarie pentru un respiro adică în afară de catedră, de note de corectat caiete, de nu știu ce să mai aflăm ce este în lume și este foarte bine Mulțumim foarte mult Com. domnului profesor Traian Cristea vă mulțumim și dumneavoastră dragi telespectatori până data viitoare, multă sănătate și numai bine Presa libera trecere.